fericirea e o alegere, așa aș trage concluzia din este, este o alegere și este o practică. Asta e foarte important. Avem tendința să credem că fericirea e undeva la capătul unui curcubeu sau la capătul unui obiectiv și fugim către obiectiv, vai, acolo să-mi fie fericirea. Nu, fericirea este în fiecare zi și se referă la momentul în care alegi să nu te mai stresezi pe Excel-ul la care nu merge și să închizi puțin laptopul ca să stai cu tine 5 minute. Se referă la momentul când alegi să te trezești și să nu fugi la birou, ci să te bucuri de o, nu știu, cană de ceai dimineața sau alegi să te duci la sală pentru că știi că lucrul ăsta o să-ți facă bine, inclusiv la nivel al fericirii care se produce în creier. Este în fiecare moment o alegere. Când alegi să mănânci mâncare sănătoasă, în ciuda faptului că este și mâncare nesănătoasă la următorul stand, când alegi să stai cu prietenii 5 minute în plus, când alegi să le spui un lucru frumos despre ei, decât să atragi atenția asupra un lucru care nu ți-a plăcut. Când alegi să te uiți la o casă frumoasă, chiar dacă lângă ea e o casă urâtă. Adică e efectiv o alegere de fiecare moment. Important este să reușim să ne compunem mentalitatea care să ne permită să vedem frumosul din lucruri. Pentru că noi românii avem tendința să fim destul de critici și să ne plângem mult. Cum s-ar rezolva concret? Din proprie experiență aș putea să spun că da, evenimentele, întâlnirile cu oamenii te ajută foarte mult. Da, e pilonul fericirii, relațiile cu cei din jur. Dar mi-e teamă că sunt mulți oameni care fac foarte greu pasul de a merge la evenimente. Așa este. Și aici mă întreb cum îi convingem. De-aia nu toată lumea e fericită. Măi, eu nu pot să conving pe nimeni. Și nici nu trebuie să ne asumăm acest rol, pentru că e un rol foarte mare și de multe ori frustrant. Ceea ce putem noi să facem este ca Institut al Fericirii, de exemplu, să existăm, să ne asigurăm că cât mai mulți oameni știu despre noi și eu am încrederea că fiecare om în momentul în care simte că nu mai poate altfel, simte că trebuie să facă ceva, va face un pas. Nici o relație nu merge dacă este unilaterală. Iar o colaborare, un participant care vine la un eveniment al nostru, de exemplu, el începe o relație cu noi. Este o colaborare. Noi ne asigurăm că acolo el primește lucruri de o foarte mare valoare, noi ne asigurăm că el se simte bine și că ceea ce primește pentru fiecare lucru pe care îl plătește, dacă plătește ceva, că primește un lucru care se într-adevăr să-i rămână, dar el trebuie să vină. Cred că oamenii se conving să vină la diferite evenimente, să facă diferite lucruri pentru ei, atunci când efectiv zona lor de confort din momentul respectiv este mult prea afectată ca să mai poată stea în ea. De aceea schimbarea la nivel macro, la nivel de țară, durează mai mult, pentru că încă nu a ajuns toată lumea la punctul la care se zică nu se mai poate aici, trebuie să fac ceva ca să fac mai bine.